Da, bună dimineața, prieteni! Sunt cu baba Zână aici, bunica la o cafeluță. Zână, bunica Zână, cu bunicuța, bunica Zână, cu cumnatul meu, cu Roman. Bem o cafeluță cu sora mea, Stella, aici suntem. Prieteni, când ne-a măritat mama mea care a murit și cum spunea, zice dau fetele aproape, ca să vină una de aici, una de aici. Să se lovească la o cafea. Să se lovească la o cafea, să se lovească aici, să fie. Înțelegeți, prieteni? Hai la o cafea, Mimi! Hai la cafeluță. Și asta este, prieteni, uite, avem o cafeluță. Ursul nu s-a sculat acasă cu copii îmbrățișat. A făcut toată noaptea acolo, aranjat în cameră la el cu copii, a pus birou, a pus alea, toate alea. Aranjat unde filmează și el, unde face. Și asta este, prieteni, mai stau și eu ce stau și mâine cred că plec la București să mă duc și eu la Leo că e vizită și mă duc cu trenul, nu mai leau pe ursul să stă cu copilul așa acasă. Nu mai te duc cu trenul, femeie ca tine în vârsta asta. Nu mă las, babo. Ba jos de pe scări și cum ce să mai cad? Ne facem cum noi să fără cadem? Tine? Să cadem femeie ca mine să cad? Cazi că nu mai ești, uite, te dor picioarele, da, te dor celele, ești bolnavă. Mă dor, dar n-am noi ce care face. Suntem bolnavă? Dar nu ne lăsăm. Auzi, babo. Știu că nu ne lăsăm. Nu ne lăsăm noi la tinerelele astea, jagardelele astea, tinerelele. Niciodată nu ne lăsăm. Sunt niște jagardele ale tinerele. Sunt și ei cânețele. Că mănâncă câte un ambuș, nu gătește, nu fac mâncare. Aia e mâncarea lor, aia e mâncarea ziua. Distracția să se plimbă pizza, mult. Pizza și hamburgul. Și plimbare, cer plimbare. Noi mamă, eram de... ce frumos mă sunt, patroană, că mă sunt să-i cu tine. Mai ales cu sora ta frumoasă. Asta cum mă sora mea. Care să-mi dacă da, uite, mai avem o babă aici, o culitoreasă care ne făcea puțele. Dar s-a îmbolnăvit și ea, îmbătrânit, nu mai are cine face fuse, nu mai jupe, nu are cine să mai lua. Lasă că face, poate să mă meargă pe drum. Și câțiva ori măritat. Dar e operată. Ne făceai, babă, făceai. E operată. Ne făceai fuse, că măși. Da. Făceam o mâncărie. Mamă, ce cafea dulce. Că am găsit patroana și o beau și foarte dulce aromată cu o beau da, cu tine. Da, cu drag. Folosesc foarte o beai cu mine cu drag. O să noi facem o dată o petrecere, Zână. Facem o dată. N-am avut timp cu, când se adună copii. Să luăm o oaie, să luăm un porc. Da, facem o petrecere. Facem. Păi nu mai avem mult și vine Leo acasă și facem petrecere. Când o a dat Dumnezeu să treacă și el prin ele. Păi vine acasă, da. Nu mai stă nici el mult și vine Dumnezeu acasă, să-i treacă unde e bolnava, e teama. Noi nu ne-am încertat niciodată. Noi am fost ca două surori. Noi am fost și ne-am așa e. Ținut una. Uite, e păcat că n-ai fete să-mi dai o fată, să-mi... Nu are. Îți dau o fată după, cum îl cheamă al mare? După Alex? După Alex. Păi nu-l însor acum pe Alex. A fost, știu că nu-l însorea. A numai făcut greșeală de a-mi însura pe ursul de mic. Pe ursul de mic. Și-a plecat nevasta toamna acum. Da, la lasă, după 16 ani, 17 lasă ani. Lasă că bine, te vine acasă. Lasă, nu mai spune așa, nu mai spune. Cum, mă, cum să spun? Nu mai spune așa, așa nu suntem stăpâni, ai ursul stăpân pe el. Să facem împăcările între ei. Nu, ursul stăpân pe el ce vrea ursul să facă. Și asta este. Plecați spre la piață. Nu plec la piață, mă duc până unde... Păi sâmbătă asta, să iai ouă, să iai brânză, să iai... Am ouă, am brânză, am în frigere, prin frigerul de mâncare. Da? Dar nu mai mănânc ca să nu mai mă îngrasă, mă fac fă-i și giuvetă. Giuvetă. Fă-i giuvetă de aia, giuvetă. Fă-i giuvetă, fă-i giuvetă. Fă-i giuvetă, giuvetă. Giuvetă, giuvetă. Da, eu mai fac giuvetă, că mai țin posturile și fac giuvetă. Dietă, dietă. Și fac giuvetă de aia. Giuvetă. Da. Are cremă mică și noapte. Bar. Nu mai vorbesc pe țigănișii. Da, păi ce să faci? Aia, dacă suntem țigani romii, vorbim mai țigănește, mai merge câte una română. Mai merge limba, da, merge limba. Nu avem ce să faci. Și așa e, babo. Dar eu să prezinte bine. Printre ele, nu prea, nu, nu prea. Prea nu. Are la inimă, să vedem. Apoi, la inimă, mai ales. Și nu facem la inimă, nu... are niște stări, are... nu pot să-i explic, doctorii știe. Da,
Da. Înțelegi? Da. Numai să se facă mai bine, da, totuși Dumnezeu. Totuși bine, totuși. Totuși bine. Cum era. Lasă să dea Dumnezeu. Mulțumim să lui Dumnezeu, să da. Și la familia lui. La mulțumim lui Dumnezeu, când vrea Dumnezeu. Da, Dumnezeu e mare. Îi dă putere Domnul Iisus. Da. Da. Gata, te las, sorul mea. Du-te. Plec, ne mai întâlnim după masă. Dar nu da. E bine să plec, să ne las colea la Sfânta Masă. Lasă, lasă. Are treabă. Are treabă, lasă, ducă cu moșul. Uite, conduce moșul, uite. Du-te. Uite moșul, conduce, nu se lasă. E bolnav și el, e bolnav. Oameni bolnav. Da. Da, așa e. Ce să faci? Nu-i gagi și te la pat. Să stăm liniștiți, dar nu putem nu, să stăm. Spune, e și boala aia, ci că să mai stai la pat, dar nu putem să stăm la pat. Nu putem, e toată ziua, eu alate, toată ziua, am făcut mașina, ITP-ul, sigurarea aia lui fiul mi-a stat plină de praf, că a stat el în pușcărie și mașina a stat în garaj plină de praf. Al ursului? Nu, al lui Leo. Al lui Leo, vezi. Și am pus, a scos-o copii și am făcut sigurare, am făcut ITP-ul, vezi, eu babă bătrână. Vezi? Am dus-o la spălătorie, am spălat-o. Vezi? Lasă să vină să o găsați și curată. Și am făcut-o la ponză, că se mai umbră copiii cu ea, înțelegi? Că Alin plătește, cum să zice, plătește tirie și nu l-o să fie făcut pe asta, dar n-au timp. Vezi? Da. Vezi? Da. Plătește tirie câte atâta bani. De a luat-o în logat de a umbra cu el. Ah, că mașina lui era spartă, cu un accident, a dat o pată și până o face, până o... Merge timpul, se da, duce timpul. Durează. Și asta este babozână. Am crescut nurorii, le-am făcut logoane, le-am făcut numți. Apoi. Să mă țină și pe mine, să mai dă și mie o cană de apă, nu să mă țină. O cană de apă, o capea. Da. Și vezi ce am făcut pe banii mei. Lasă. Logoane și numți mari. Lasă de... că îți dă și ele. Da. A, vine și ei în anii noștri, în ororile, nepoatele, da. Toate. Da. Auzi, zicea meu lui soacră mea, zicea soacră mea, las că ajungi și tu în oră bătrână. Da. Să te dor mâinile și picioarele și îmi ziceam, eram fâță niciodată, de aia. Niciodată n-ajung eu să mă doare mâinile și picioarele, da. Și acum mă gândesc la cuvintele alea. Păi ne gândim toți la da. Cuvintele la bătrân. Da. Că ce ziceam, aia era. Aia da. Era. Și acum așa am ajuns, de mă dor mâinile, picioarele, de-aba pun, de-aba pun pasul, tot sorul mi-a întoarsă. Nici tu n-ai văzut bine. Da. O să mai revin mai târziu, prieteni. Revenim mai târziu, mai dragi revin. Prieteni. Da. Beurăm cafeluța. Nu uitați să vă abonați la bunica. Să vă abonați și la bunia, ca zâna că e vecină cu mine aici. Și la, și la patroana de la Străhaia. La toți. Hai, revenim mai târziu. Prieteni, vreau să vă spun. Vreau să vă spun că am filmat și eu la o cafeluță unde am beut cafeaua cu prietenii, cu sora mea, Stella, la colț aici, că lângă mine aici este un magazin. E chiar după colț aici, la casă, la mine. Și nu-mi place să beau cafeaua, nu întru, că am dozator, dar îmi place să mai stau și eu cu femeile de vorbă. Că am stat numai întinsă și n-am stat și eu cu femeile de vorbă. Și am beut-o cu babazâna, cu sorul meu, cu Stella, cu alte babe, cafeluța. Și acum am venit acasă, ursul nu s-a sculat, copiii doarme. Și mai duce și în oraș când se scoală ursul. Înțelegi, mâine vreau să plec la București și eu să mai aud și eu de Leo ce face, să văd ce face Alin, o să mă duc cu trenul. Că nu-l mai iau pe ursul, că nu vrea să mai pleacă de lângă copii. Și asta este, prieteni. Și am filmez și eu ce pot, bine că m-am învățat să filmez. Dormile pune ales numai și eu filmez. Filmez și eu cum pot, așa ce să vă spun ce fac pe fiecare zi. Înțelegeți, prieteni? Pe fiecare zi ce fac, aia vă filmez. Mai târziu să fac și eu mâncare, să văd ce fac, ce pregătesc și vă filmez pe YouTube-ul lui Leu. O să vedeți și mai filmez și eu ce fac mâncare. Înțelegeți, prieteni? Mașina am făcut-o. Mașina am făcut-o.
Dar e un scut cu fărâmat, trebuie să-i strângă urs scutul de jos, că cred că a fost și el lovit, în a fost roata lovită. Înțelegi? Merge mașina, am fost aseară cu ea în oraș cu ursul. Altă dată când ai avea bani să filmez, să-i schimb și uleiul, să zic, uleiul, filtru, când ai avea bani, că acum nu mai am bani. Prieteni, înțelegeți? Anca intră în bucătărie, mai face la copilași ce vrea copiii, cartofi, ce vrea de ăștia. Măruntaie, copiii nu mănâncă orice. Înțelegi? Și asta este. Stau și eu pe leagăn aici. Stau pe leagăn să mă recreiesc, că am leagănuri de ăștia și eu stau dimineața pe leagănuri. Înțelegeți? Înțelegi? Stau pe leagăn. Mai târziu filmez pe oitupul Leu și vedem să filmează și ursul la el. Înțelegi? Prieteni.